Salutare, prieteni! Încă o zi, încă o poveste. Povestea de astăzi o începem în primul rând reparând o pană. După cum se vede, am să dau o tură cu bicicleta. Mă aflu în comuna Măgur Răcătău, la o distanță aproximativ de 2-3 km înainte de drumul generalului Antonescu, construit acum o jumătate de secol la ordinul mareșalului Antonescu, ca să-i folosească ca și drum strategic militar, care pleacă din comuna Măgur Răcătău până sus la Muntele Rece. Drumul a fost construit în majoritate de oamenii din zona, mai precis de bătrâni și copii. Este un drum super spectaculos care în ultimii 2 ani sau așa ceva de genul a fost asfaltat. Un drum super virajat pe prima parte, cu o diferență destul de mare de nivel. Nefiind super sau fiind foarte puțin pregătit, o să mă chinui puțin, dar asta e gustul și plăcerea mersului pe bicicletă, mai ales în zonele de munte. Iar pregătirea nu vine așa ușor, doar dacă suferim, bineînțeles, la început, după care ne bucurăm încet, încet, cu cât ne pregătim mai mult. Să înceapă aventura. Să înceapă povestea. Chiar dacă suntem în 3 septembrie, uitați-vă, lumea deja face foc în casă. La munte seara e răcoare. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. După aproximativ 2 km jumate de la prima tablă cu comuna Măgur Răcătău, mă ajung la intersecția care duce spre Mărișel. 12 km pe drumul generalului Antonescu. Urmează 8 viraje, drum la care îi se mai spune și drumul robilor. Să înceapă povestea urcării. S-a anunțat ploaie în jurul orei 1. Acum e 12 și un sfert. Tocmai ce a tunat. Poate am noroc și scap. Am făcut mai mult de un kilometru și a venit și sfânta ploaie. Da, ploaia e apă, iar apa e bogăție. Atâta timp cât e ploaie liniștită, o dau la deal. Cătunul Costești. Încep primele serpentine, plouă. Da, încă treaba e bună și liniștită. Beliș 22 de kilometri, Mărișel 10. Sunt 8 arce de păr. Până-i soare. Hai, Bacău.
acolo sus să le să ajung. A treia serpentină. Acolo sus mai avem 2-3 serpentine, după care se merge pe curbă de nivel, traseul devine mai domol. A trecut și ploaia, după vorba aia, după ploaie vine și soarele, după deal vine și coborârea. Apusenii pitorești, România pitorească. Ziți aici Borești, ha, ce denumire! Probabil că după urcarea asta ai și chef de așa ceva. Îți vine fără să vrei. Următoarea Andrășești. Din nou Andrășești. Păcat de cabana asta, că eu pur geamurile alea de termopan albe. Uite astea ce faine, sunt originale. Corect, da. Am înțeles. De fapt nu e cabana, e școala Mărișel Costești, care nu mai funcționează de vreo 10 ani, spune aici un domn. Copiii duce sus în Mărișel, clasele 1-4, Costești. Ilești. Ia priviți aici, niște pui de balos de aia mari. Priviți acolo sus, deasupra pădurii, circuitul apei în natură. De sus a venit, sus se întoarce. E acolo de jos vin. Calea Șoarecului. Ritești. Cătunul Costești. Ajuns și în cătunul Stănești, Orhonești, Barohonești. Am ajuns la Țicla Gavri. Ia priviți ce peisaj. Dar se pare că ploaia a revenit. Mai mă duc un pic până mă intersectez cu drumul ce vine după Tarnița. De acolo am de vizitat un teren. Iar dacă vremea îmi permite, mă duc și până la crucea lui Ian. Dacă nu, stânga împrejur spre casă. Bineînțeles, la mașină. Uite aici, apă bună de băut. Barhonești. La zona asta se pare că astea sunt niște zone, așa sunt denumite ele. Stănești. Să trăiești. După 14 km
am ajuns la intersecția cu drumul de Mărișel care vine pe Tarnița. Mă îndrept spre Măgurița. Ăștia sporcei de altitudine, ia scroafă, au găsit ceva pâine. Uitați-vă ce roșii sunt, la ploaie pe secundă. Din păcate, vremea e foarte urâtă, așa că sunt nevoit să fac alentoarță. Sunt cam la 2 km aproximativ de locul unde vrem să ajung. Dar uitați-vă cum arată vremea și o dau înapoi să plec. Mai am cam 17 km. Am început coborârea pe drumul Mareșalului. Să put camâțul și încet încet mă congelez ca puii. În sfârșit am ajuns la mașină. Am făcut cam 33 de kilometri dus întors. N-am mai ajuns până în locul propus. Veni ploaia. Ați văzut acolo la ultima filmare din deal. Am făcut cale întorsă. Oprins o ploaie, nu știu, cred că era undeva la 10 grade, sufla vântul, ploaie torențială, pe coborâre. Bine că am ajuns, că înghețam. Am băgat un fric pe coborâre, de mi-a înghețat picioarele. În continuare am picioarele amorțite de fric. Bine că am ajuns la mașină, că intram în hipotermie. Vă țuc, povestea continuă. Numai bine, rău la nimeni. I love you, lume.